copii. Eu nici nu mă uit la copii. Când vin candy, bubu, hai să mergem la privat și după aia nu mai stau și cu copii. Ca să nu se simtă. Da, oricum. De trei ori, de trei ai preferata mea, nu? Trebușește, dar mi-e de ea mine. Bine, ea de fapt, nu. Că și mie mi-e zdrași tot, dar și eu îl iubesc pe Happy, de asta. Dar tot ce s-a atâta de drăguț, că îmi vine, nu știu ce să le fac. Deci pe, da, pe de asta mai mult acum cu ei. Că luăm și l-am dat. Da, normal. Și ăsta dacă stă, nu 24 de ore, dacă stă 12 ore, dacă stă la noi, aici rămâne. Așa știu, că am vorbit cu Cami, deja știe. Așa, da. Au trecut acum așa, 5-o săptămână, acum puțin începem să ne obișnim, să nu facă, nu ne venea să dăm pânziune. Mai ales că am asistat la naștele astea, să fie seara și... Da, deci dacă nu fac așa numele, sigur, la mai bine mori eu, îmi tai ce mai mână jos decât să-l dau. Și mai ales dacă o să-i văd așa de cum ce... Dacă o să-i văd așa frumos și cum ești, nu da. O să poți. Așa erau și, și așa erau și frații lui Happy, da, cum se rodeau și se adoptau unul de altul și își mușcau urechile da. Și lăbuțele și... Le zici suflu cu ăsta. Cum stă ăla acolo? Și la expoziție. Ei, oi, du-te tu și nu mă nebuni, uite că stă pe spate. Căpșorul mic. Nu prea mult, dar stă și așa puțin. Foarte rău. Tu ești tare obosită, fata lui tata. La niciunul craniu nu-i despicat. Da, da, da. Eu vei ție la ții cald, la cap. Mamă. Nu, e no? O caracteristică iară de, de rap. Ioi. Ioi, ioi, ioi. Acum, dacă știu că mai, numai o săptămână mai stă la nori, eu trebuie să stau cu ele tot weekendul. Ioi. Voi nu vă papătuiți în țare. Happy face un ventilator aici.